În 2013, Florin devenea noul lider din teren al ambițiosului proiect HCM Botoșan. A fost visul unei nopți de vară, pentru că, până la urmă, HCM-ul a murit după doar câteva luni, fiind îngropat în datorii. Florin a plecat mai apoi la Suceava, unde termina sezonul. După 2 ani petrecuți la Caraș-Severin, m-am întors acasă, de fapt, la Suceava. Da. Și a venit în acea vară o ofertă de la Botoșani. Botoșani atunci se înființase acel club de... După foarte, foarte mult timp. A mai fost un club undeva în anii 70, Băința Botoșani. Da. Dar după o perioadă în care Botoșani nu era obișnuit neapărat cu handbalul, a venit această echipă care practic a apărut de încă HCM Botoșani. Mi-a plăcut acel proiect. M-am alăturat. S-a zis, da, atunci aveau jucători foarte buni. Da, 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 erau jucători tineri, respectiv. Din tot acela Botoșanului, tu, Mihai Nicolaevici. Da. Alții care acum da. Da, a fost în Liga. Da, a fost o echipă foarte bine formată. Promițătoare. Cum ai ajuns la Botoșani? Prima dată. Cred că lumea ar trebui să știe că HCM Botoșani e o echipă diferită de CSM Botoșani, care a existat în urmă câteva sezoane. Am venit la propunerea conducătorilor de atunci, domnul Cătălin Ciornei, doreau să facă un proiect pe termen lung, în care se nască o echipă promițătoare și care să-și propună obiective pe termen lung, unde să-și poată crea un nucleu de jucători. Vorbiți de o perioadă în care și divizia A era foarte puternică. Era puternică atunci, da. Era, dacă nu înșel, în două serii, dar erau foarte multe echipe. Multe echipe. Pe Namala se găteau la promovare Dunărea Călăraș, Vaslui, echipa Bacăului avea și echipa a doua, deci una pe prima scenă și da. Prima ligă, cealaltă în liga a doua, dar jucători foarte buni. Noi eram undeva după cele trei de care le-am enumerat adineauri. Mai existau echipe de tradiție, cum ar fi CSU Galați, cum ar fi Ploieștiu. Cred că erau și centrele olimpice atunci. Erau și centrele olimpice, da, dar erau foarte multe echipe. Noi veniți și aveam șansa a doua, clar, în orice meci. Și atunci echipa a avut rezultate bune și era promițătoare. Practic, ăla a fost prima tău sezon în divizia. Mai puțin un sezon, pentru că mă rog, prima ta experiență. 3 luni de zile, ceva de... 13 etape, dacă am așa. Așa, așa. După care lucrurile n-au mai continuat. În cauza unor probleme financiare trebuie să fie. Erau de autor din atunci, nu era grija noastră, ca să spun așa, dar sincer mi-a părut rău după acel proiect. Pentru că oamenii care s-au implicat atunci, și domnul Relu Târziu și Cătălin Ciornei, chiar și-au dorit să facă cunoscut acest fenomen și în Botoșan. Cum ți s-a părut primul tău impact cu orașul Botoșan? Cu publicul de aici și cu... Pe perioada junioratului, Botoșanul nu avea la vârsta mea o echipă de junior. Deci nu am avut contact absolut de rău. Chiar dacă eu... Da. Sunt două orașe foarte apropiate, Botoșan și Suceava, dar... Exact. Am rămas plăcut impresionat pentru că și la acel nivel abia se formase acea echipă, lumea a început să apară la sală. Și știu că am jucat cu HC Vaslui o sală aproape plină. Unde, na, e destul de greu să adun oameni dacă nu oferi ceva. Eram o echipă bătăioasă, făceam și spectacol, jucam și pentru spectatorii noștri. Eram o echipă care nu cedam teren și luptam până în ultimul moment. Iar acest lucru i-a atras pe oameni și a venit un număr foarte mare la sală. Dar, din păcat, n-au reușit să... Dacă nu știu, rămână. Echipa era într-o poziție bună în momentul de traderii. Cred că undeva pe la mijlocul clasamentului. Da, eram în jur de 12. Chiar mai bine. Cred că erau 16. Cred că erau 16. Locul 4.
după un frângere picam pe 6. Da, oricum erau câteva frângere foarte, foarte relativ. Dar pentru o echipă nouă înființată, stăteam foarte bine. Bun, după care au venit acele probleme cu banii, exact, care au dus automat la despărțirea de Botoșani. Da, toți jucătorii. Da, atunci plecând la alte echipe în țară. Și tu ai mers? M-am întors la Suceava. Practic ai trecut de drumul, ca să spunem așa. Foarte, foarte scurtă. Și a urmat un transfer la Poli Timișoara. Nu ai terminat sezonul la Suceava? A, da, am terminat acest sezonul în curs. M-am dus în prima ligă din nou la Suceava. Iar în vară am primit o ofertă de la Politehnica Timișoara, unde am evoluat timp de un sezon. Florin Ciubotariu a fost ofertat de oficialii grupării bănățene încă de anul trecut, dar handbalistul sucevean apucase să semneze un contract pe o perioadă de un an cu HCM Botoșani. Cei de la Timișoara m-au căutat de anul trecut, dar nu eram sigur dacă au un proiect viabil. Mai apoi mi-am dat seama că se vrea o echipă puternică și am hotărât să accept oferta, mai ales după ce am vorbit cu fostul coleg suceveanul Ghiță Irimescu, care a semnat și el. În prima fază am așteptat să văd ce se întâmplă la Suceava, dar nu mai puteam să-i pasez pe timișoreni, chiar dacă o să câștig mult mai bine decât la universitatea, părerea mea este că am ajuns la o vârstă când îmi trebuie o motivație profesională, iar aici o voi avea, pentru că, din câte am înțeles, ne vom bate la primele două locuri și implicit la unul de cupă europeană, a declarat handbalistul sucevean. Așteptările erau mari acolo, conducătorii își doreau ca prin transferurile făcute să intrăm în play-off și automat, dacă se poate, și un loc de cupă europeană. N-am reușit în acel an. Parte din jucători a trebuit să plecăm din cauza că obiectivele nu au fost atinse și atunci nici resursele financiare nu mai puteau fi pe măsură. Am plecat un an la CSM Bacău, echipa de atunci trebuia avea oportunitatea de a se înscrie în prima ligă pentru că își câștigase acest drept, dar nu managerul de atunci nu și-a dorit acest lucru sau cei care finanțau acea echipă. M-am întors la Suceava, unde am evoluat ultimii 3 ani. A fost o implicare emoțională și foarte mare, deoarece știam că sunt pe finalul carierei și sunt ultimii ani, practic, mă depot să mai joc, mai ales că eram acasă și atunci presiunea e un pic mai mare, pentru că foarte multă lume te cunoaște și așteptările trebuie să fie pe măsură. Au fost 3 ani în care s-a depus o muncă enormă, a fost un grup puternic care tot timpul și-a dorit să atingă obiective și să le realizeze în același timp. Am fost la mustață la ta de două ori, intrarea în play-off. Poate dacă eram puțin mai atent, lucrurile ar fi stat altfel. Sezoane în care m-am bucurat enorm de mult de handball, m-am pus suflet și
în acești ani, chiar am fost și capitanul echipei. Am avut și sarcini în plus, să spun așa, să țin o legătură strânsă între jucători și antrenori. Pot spune că nu pare absolut rău de nimic, chiar au fost trei ani în care m-am curat din plin și am trăit momente extraordinare alături de colegii mei. Practic a fost prima dată când te-ai simțit ca acasă, Luminis, că în adevăratul sens al cuvântului. Da. Mergeam cu fiul meu la meci. Cum este să joci handball și să-ți vezi copiii în tribună, cum se uită la tine, cum strigă, hai tati, hai. Da, păi și aici la Botoșani, băiatul meu stă la Teo. Deci la pauzele în care se întrerup pentru ștergerea parchetului, s-a oferit el să fie acolo. Deci că așa e normal, să începe cu munca de jos, dacă să aprecieze și să ajungă și el, dacă își va dori acest lucru, m-aș bucura. La Suceava ai avut niște sezoane foarte bune din punct de vedere individual. Da. Și acum spuneam, ai avut aproape 200 de goluri. În al doilea sezon, da, am fost tot așa la un pas, ies golgheterul campionatului. Chiar ai fost mult timp atunci. Țin minte că intrasem și eu cumva în febra asta a valorii și știu că ai fost mult timp pe primul loc în clasamentul. Am avut o formă sportivă foarte bună, o plăcere și de a juca. Și fizic mă simțeam foarte bine și încă făceam față cu Prio. Bineînțeles, jucam bine și datorită colegilor pe care mă puneau în valoare, până la urmă e un sport de echipă. Da, m-am, așa cum mă repet încă o dată, m-am bucurat de acești ani și am profitat la maxim în fiecare meci, m-am implicat 100% și am dat totul. Am fost apreciat de tribună. Am avut foarte mulți oameni care, spun așa, au fost alături de mine. O parte din ei vin și acum la meciurile de la Botoșani. Suntem câțiva sucevene în echipă și dovada vie că ei nu ne-au uitat este că vin și ne susțin aici. Chiar dacă există oarecare rivalitate între cele două orașe. Și normal și benefică pentru concurență, e normal să existe între cele două orașe, dar ea trebuie să fie una de fair play și doar în spiritul competiției. E normal să creeze și o presiune, deoarece Botoșani, practic, acum a reușit să-și creeze o echipă cu care se poate bate la promovare și atunci, fiind în aceeași serie cu ei, fiind și cei mai puternici adversari, să nu pară că sunt lipsiți de mult bestie, dar într-un fel au fost cam singuri adversari în lupta pentru promovare. Apar cu toielul s-a dat între Botoșani și Suceava. Și Suceava, cel puțin aici în serie. În țară au mai fost și au echipe care, la fel, au echipe bune și aveau același obiectiv ca nostru, promovarea în prima ligă de handball. Dar meciurile care au fost între noi au fost antrenoase, totuși s-a jucat cu o sală aproape plină și au fost momente bune și de parte și de cealaltă. Un joc de o calitate pentru nivelul divizia a fost peste și acest lucru nu a făcut decât să crească interesul viitorilor de handball. Crezi că a fost cel mai bun sezon din cariera ta, strict din punct de vedere individual? Sezonul în care ai fost cel mai bun? Tu.
cel mai bun. Probabil se leagă de perioada în care jucam la Reșița, pentru că atunci aveam și o vârsta optimă pentru a face performanță. Fizic mă simțeam foarte bine. Unul din acele sezoane în care, probabil în al treilea sezon în care am câștigat Cupa Challenge, a fost unul din cele mai bune sezoane. Sau cel puțin satisfacția individuală în care eram jucător bun atunci în România, pe postul de extremă, jucam și în echipa națională, cred că era maximum pentru mine în ce puteam obține. În 3 ani la Suceava, Florin a devenit chiar capitanul echipei. De altfel, în acea perioadă, Florin era unul dintre cei mai buni jucători din prima ligă, fiind la un pas de titlul de goalgetter al campionatului. Soarta însă a trimis Suceava în divizia A, iar după niște discuții eșuate cu șefii universității, Florin și-a venit la CSM Botoșani, unde avea un singur obiectiv, promovarea. Parcursul echipei a fost unul admirabil, iar performanțele din teren au atras toate privirile. Cum ai putut să-ți asumi trecerea la o echipă care cu un sezon înainte se retrăsese din campionat? E un act foarte mare de curaj. Dar atunci când îți propui ceva, poate nu e bine să ții cont de părerea altora, te poate influența de multe ori negativ și degeaba nu poți dai vina pe nimeni. Până la urmă, tot ce faci, trebuie să-ți asumi. După câteva discuții, de fapt mai multe discuții, în vacanța de vară, cu președintele, Cătălin Stoleru, a reușit eu cumva să ne convingă, să ne apropiem și să venim la Botoșani, în vederea creierii unui nou proiect, din care să facem parte cei trei jucători. Eu, Cristian Ștoldănescu și Bogdan Ștoldănescu. Noi veneam după o perioadă nu tocmai foastă din cauza că echipa a retrogradat, cea de la Suceava. Iar propunerile, chiar dacă mai stau și din altă parte, prima opțiune era să rămânem la Suceava. Eram pe final de carieră, era normal. Erați aproape de casă, practic toți trei erau din Suceava. Dar în această perioadă, interacționând mai mult cu președintele Cătălin Stoleru de la Botoșani, am luat în calcul și această opțiune. Am discutat cu Bogdan, cu Cristi, dar fiecare trebuia să-și rezolve situația în particular în relația lor cu clubul de la Suceava. Eu luasem deja o hotărâre, am zis că vin aici, dar era cu bătaie lumea, a zis că dacă venim, vrem să facem și o școală de handbal, iar cât timp ne dezvoltăm și creștem nivelul echipei, în funcție și de obiectivele pe care le avem, să putem avea o activitate mai complexă, deoarece totuși aveam o vârstă și... Practic, planul era să vă curiți viitorul... Să curiți și viitorul, bineînțeles. Dar atât timp cât puteam juca, fără probleme, trebuia atins obiectivul principal, acela de a promova. Pe lângă, ne-am organizat să creăm și acest club, să creăm o pepinieră proprie. Satisfacția a fost că după primele antrenamente și, să zic așa, programul de selecție pe care l-am avut, au venit foarte mulți copii. Iar fenomenul că nu prinsese un gust atât de puternic, pentru că nu a fost atât de mult etapă în care lumea se vadă. Da, fiind jucat la ține echipe, nu s-au jucat, exact. 8 meciuri, da, fără cele de copii au venit. Și acest lucru a fost foarte împurător, pentru că era clar că se poate face o pepinieră proprie cu copii care să crească în această organizație, ca să-i spun așa.
și în timp să avem proprii jucători și bătăia cea mai mare să ai pe cei din orașul în care activezi, să nu mai faci transferul decât doar de jucătorii care ai nevoie. A fost totuși și asta un proiect ambițios, școala de handbal, pentru că într-un oraș în care handbalul nu a fost neapărat performat față de alte cluburi de tradiție din... Și față de alte sporturi, adică fotbalul are un oarecare renume în momentul de față în Botoșani, în schimb handbalul nu era o noutate pentru orașul ăsta. Neavând o echipă, un model, e greu să atragi copiii la către handbal dacă e nou un model și practic îți trebuie echipă de seniori. Acest mod e cel mai ușor de a atrage copiii, pentru că ei vin la sală, vin la meci, văd și doar așa se simt atrași. Nu au răbdare să uită la televizor și să spună, doamne, deși să fim serioși, fotbalul e sportul rege și cam zic, o masă foarte mare de copii. Da, fotbalul este... Se îndrumă către fotbal, dar sunt copii și cu alte valențe, alte care doresc să facă și nu uitam, totuși handbalul e un sport devenit un sport foarte... Cred că este al doilea sport în România, de echipă, în momentul de față. Unde strânge o masă foarte importantă de copii. Și este un sport foarte popular și la femei și la masculini. Asta cred că e principalul avantaj. Da, poți obține performanță, dacă ești bine organizat, poți obține performanțe mari. Deci a fotbal mult mai greu să faci acest lucru. Bun, ai venit la Botoșani împreună cu Cristi și cu Bogdan Șordănescu, împreună cu Bogdan Înființa și școala de handbal. Dar pe lângă școala de handbal care a avut un impact neașteptat de mare, da, practic au venit foarte mulți copii, pe lângă școală de handbal, ați avut și un sezon foarte bun în campionat. Bun, ne gândim principal la meciurile de cupă și la meciurile cu Suceava, pentru că astea au fost cele mai importante evenimente ale sezonului. Da. Sau dacă ar fi să o luăm mai din urmă, am avea amicalul cu Steaua, meciul de prezentare. Practic, primul impact cu publicul botoșenean pentru noua echipă. Da. Cum a fost prezentarea, nu știu, dar o să... Cei când vezi genul ăsta de evenimente, trebuie și să confirmi. Da. Chiar dacă era echipa a doua, a clubului Steaua, totuși aveau un component de jucători buni. Practic, jucători pe care Steaua i-a dat în vizor, ca echipa mare. Da, și atunci... Da, acel meci totuși ne-a ajutat și a lăsat o impresie bună publicului spectator venit la sală să urmărească. Chiar erau și colegii noștri la Suceava, ne spionau, ca să zic așa, în vederea meciurilor ce urmau să fie compania lor. Bun, după care o lună mai târziu a început campionatul, ține minte că a început destul de târziu. Prima etapă cu contracelor la Dalați. Da, după care meci la Iași și după care a venit meciul de acasă cu Suceava. Un meci mult așteptat și deja se crease totuși o presiune. Adică eram câțiva jucători care evoluasem acolo. Ei, la rândul lor, vreau să demonstreze cei care au venit la echipă. A existat cumva, știu că s-a vorbit foarte mult despre chestia asta, a existat cumva, hai să nu spun răzbunare, dar a existat cumva o dorință de a vă căca pe orgoliu și de a vă învinge fosta echipă? Nu exista o... În afară de partea sportivă? Nu, adică orgoliile nu și-au rostul, și obțin din partea noastră, nu au fost. Chiar ne-am comportat foarte bine, deci s-a arătat în spiritul fair play-ului. A fost un meci extrem de echilibrat. Țin minte că mare parte l-am condus acel meci, așa, o diferență de 6 sau 7 goluri, după care Suceava a revenit și a intrat mult mai bine în joc ca noi. Puteau să câștige ei pe final acel meci la fel de bine și noi. Până la urmă, cred că a fost un meci echitabil, foarte disputat, dar benefic pentru terminat la egalitate.
Da. Dar un rezultat care ne dădea oarecare speranță pentru viitor. Cred că asta a fost cel mai important atunci. Sigur, sigur. Noi aveam calitate, dar nu eram constant. Deoarece eram de foarte puțin timp împreună, fiind și jucători, toți eram noi în această echipă, aveam și noi nevoie de timp până să ne consolidăm relațiile de joc. Bun. După care a venit meciul de cupă cu... Meciul de cupă cu... Unul de San Nicolaus. Totoșani nu interacționa prima oară cu genul ăsta de competiție. A doua oară a mai fost un meci cu Dobrogea Sud, în primul sezon de cupă. Dar a interacționat prima dată având un obiectiv în competiția asta. Da, vreau să trecem de primul tur. Da, da, da. Norocul sau șansa noastră a fost un nou întâlnit cu echipă de prima ligă. Cred că na, eram mult mai... N-am dat tot de Dobrogea. Simona cu... Una de nivelul nostru și a fost favorabil pentru că am stat acasă. Da, și atunci am scutit o deplasare și... O deplasare foarte lungă. Lungă și, da, pe teren propriu, totuși, noi avem alt joc. Da. Și n-a fost un meci foarte greu. Adică, ar trebui să punem o zi, dar putem trece mai departe pentru urmă următoare. După care a venit meciul de la Suceava. Meciul de la Suceava, un meci în care presiunea foarte mare era pe echipa Suceavei, deoarece dacă noi veneam și învingeam pe terenul lor, luam o opțiune importantă pentru a termina pe primul loc. Tu sau golii care se formează de meci și cum să vină Botoșani să-i bată pe... Pentru că deja devenise o rivalitate, rivalitatea asta între cele două orașe. Au câștigat, au fost mai bune în acel meci. Noi am avut și probleme de efectiv. Ne-au lipsit câțiva jucători. Dar nu mai contează, până la urmă, au fost mai bune, au câștigat și asta a fost istoria. După care au venit două meciuri de cupă. Două meciuri de cupă. Meciul de la Cluj. Echipă care își păstrase nucleul din prima ligă. Echipă, na, pe teren propriu, destul de puternică pentru divizia. A reușit să câștigăm. După un meci în care tot așa a fost nevoie să ne... Oarecare echilibru în acea partidă. Pe final de meci am reușit să câștigăm și ne-am calificat în turul următor. Unde sferturi, unde am dat de câștigătoarea cupei. De asemenea, unde echilibru în prima vită. Și am dat de câștigătoarea cupei. Un meci foarte... Foarte frumos, nu ne-a prins bine acel meci, deoarece atunci publicul a putut să facă diferența între prima și a doua ligă. Acolo sunt doar jucători profesioniști, jucători cu experiență, cu... Jucători de echipa națională, la urmă, ne-ai vorbit de una din cele mai importante echipe în momentul de față. Da, mai ales câștigase cupa României, deci o echipă foarte valoroasă. Și diferența de pe teren nu a fost neapărat... Nu a fost una mare, am pierdut la 3 goluri, dar au fost momente când ne-am ridicat la nivelul lor. Totuși, să fim serioși, erau mult și numeric, mai mult ne aveam o bancă subțire, adică aveam mulți juniori și care nu puteau face față și ritmul unui meci cu o echipă puternică cum era Timișoara, dar nu am cedat și am ieșit bine, toată lumea ne-a aplaudat la sfârșit. A fost și acel moment frumos cu Sulveții de Cluj. Crezi că acela a fost primul meci în care publicul botoșanean și-a arătat într-adevăr valoarea? Și acela, dar și în primul meci cu Suceava au fost alături de noi și... Da, un meci plus foarte mare. Dacă foarte mare, sigur. În meciul cu Poli Timișoara am vorbit de o sală aproape plină. Aproape plină? A fost, da. Cred că, primul meci care s-a jucat cu 1000 de oameni în Botoșani. Cu aproximativ 1000 de oameni. Da. Cred că obiectivul a fost atins. Prisma faptului au putut face diferența între nivelul divizia și cel al primului. Iarna însă a adus la iveală problemele uriașe cu care se confrunta clubul. Banii nu erau de ajuns, iar jucătorii începeau să adune restanțe salariale. Deși jucătorii au luptat până în ultimul moment, speranța unei salvări devenea deja un vis SF. Totuși,
Atunci când nimeni nu credea, a apărut o rază de speranță. Compania Electro Alpha, în numele lui Gheorghe Ciubotaru, care a acceptat să finanțeze proiectul. A venit pauza competițională, o perioadă mai nefastă, ca să spun. Da. Povestește-ne fără lux de amănunte ce s-a întâmplat atunci și cum am ieșit din groapă, ca să spun așa. Așa cum știe toată lumea, au fost probleme de ordin financiar. S-au adunat câteva restanțe, deja în cantitate destul de mare, să spun așa, și lucrurile nu au fost rost, pentru că orizonturile nu erau sumbre și atunci trebuia să petreacă ceva. Trecut o perioadă, ne-am văzut fiecare de treaba mea la de sărbători. Erați și în vacanță, în iarnă, în speranța că în luna ianuarie, atunci când va reveni la echipă, vom găsi lucrurile cu totul altfel. Am mai trecut, nu știu, undeva o perioadă scurtă de timp. În acest timp ne-am pregătit, am rămas optimiști și ideea grupului a fost că nu abandonăm corabia, indiferent de ce se va întâmpla. Vom rămâne până în momentul în care, nu știu, nu va exista absolut niciun resurs în care nici măcar să ne deplasăm într-o deplasare unde aveam etapă. Deci putem spune că avem o echipă de luptători. Da, eu zic că da, pentru că și-a demonstrat cu toții, de fapt, au demonstrat acest lucru în meciul direct contra celor de la Suceava, o echipă care, în pauza competițională, s-a întărit cu jucători buni, cu câțiva jucători străini, dar acest lucru nu a făcut diferența, pentru că forța grupului a învins. Și aici trebuie să recunoaștem că și la noi au fost câțiva jucători care au avut o evoluție peste așteptări, dar asta datorită faptului că au muncit foarte mult în acea perioadă, iar mental au stat foarte bine și nu era practic o partidă de mândrie pentru noi, jucam acasă și nu doream ca la sfârșitul acelui meci să ieșim noi învinși de pe teren. La meciul cu Suceava, pe lângă emulația creată de spectatori, am avut în tribune și și o rază de speranță, pe care o văd și pe aici și căută un moment de față. Spune-ne ce s-a întâmplat atunci. Știam la acel meci că va veni domnul Gheorghe Ciubotaru. Domnul primar a confirmat acest lucru. Ne-a spus că va fi alături de noi, împreună cu dumnealui. Ne urează mult succes și este alături de noi și speră din tot sufletul să câștigăm acel meci. Noi ne-am făcut datoria, am luptat, am reușit să învingem în acel meci, după care la vestiar, chiar la pauză a fost vestiar, la pauză, dar la sfârșitul meciului, domnul Gheorghe Ciubotaru a venit în vestiarul nostru împreună cu domnul primar Cătălin Fluturi, entuziasmat și la rândul lor pentru ceea ce au văzut. Au văzut o echipă de învingători, o echipă care nu a cedat, deși începutul de meci nu a fost unul favorabil, dar pe parcurs s-a văzut că această echipă poate să fie una puternică, dacă are alături și parteneri foarte puternici. Lucrurile s-au schimbat din acea zi radical. Dumnealui s-a implicat foarte mult în susținerea acestei echipe financiar. Practic, el a suportat absolut toate cheltuielile și a reușit ca această echipă să nu moară. Ba din contră, a reușit să o readucă la viață și să atingă un alt nivel cu
cu noi și după cum ați văzut și dumneavoastră, lucrurile au început să evolueze în toată această perioadă. Deși a fost o perioadă moartă din punct de vedere al competiției, din punct de vedere sportiv, dar chiar dacă dumneavoastră ne-a văzut doar o dată la față în acel meci, nu ne-a lăsat în niciun moment și ne-a susținut pe toată această perioadă. Și meritul cel mai mare îl are dumnealui, pe această care țin să-i mulțumesc în numele echipei. Ce pot să-i promit e că nu va regreta, îi vom demonstra acest lucru prin rezultate, prin munca pe care o depunem. Deja ne-am început antrenamentele, acomodarea la efort, deja începem să acumulăm. Ne întărim pe tot acest parcurs cu jucători noi, de perspectivă. În acest gând am pornit de când am reluat treaba, competiția. Astăzi Florin este antrenorul echipei și speră să debuteze cât de curând în prima ligă. Ambițiile sunt uriașe, mai ales că Florin are mulți ani de antrenorat în față. Și preiei competiția cumva dintr-o altă poziție. Din acest sezon vei fi pe banca tehnică. Da, te văd foarte entuziasmat. Da, practic sunt un debutant și nu mi-a fost ușor într-un fel să accept, pentru că mi-am dorit, dar nu știam când va fi acest moment. S-a oferit această oportunitate. Asistent a fost și domnul Cătălin Stoleru, președintele clubului. Mi-a spus că atât timp cât m-am ocupat de echipă, trebuie să mă gândesc serios și la cealaltă postură, pentru că nu pot să ne învin pe amândouă. Am luat această decizie de a mă retrage. Cred că uneori în viață trebuie să-ți asumi și în același timp să găsești momentul oportun atunci când închei o perioadă, un ciclu. Pentru mine urmează o muncă mult mai dificilă, trebuie să am grijă de un rol de jucători, să îi aduc într-o formă sportivă foarte bună, să creez niște relații de joc și în afara terenului, bineînțeles, cele sociale, să fie cât mai bune între ei. De aceea am ales să lucrez cu acești jucători, îi cunosc foarte bine. Majoritatea au venit la recomandarea mea. E o perioadă nouă, dar încă sunt în perioada în care mă adaptez, ca să spun așa. Și vei debuta, putem spune că aproape sigur, în prima ligă. Da, sunt șanse mari pe echipa noastră să evolueze din acest sezon pe prima scenă, deoarece datorită factorilor, cred eu că avem o echipă competitivă, o echipă care va avea un cuvânt de spus și consider că vorbim favoriți la acest turneu de calificare. Ce își propune antrenorul Florin Cipotăriu în cariera lui? Da. În primul rând... Hai să ne gândim foarte departe. Cât de departe poți? Încă n-am curaj să mă gândesc prea departe. Obiectivele mele sunt momentan pe termen scurt. Principalul este să promovez cu echipa în prima ligă, pe termen mediu, să o mențin și să reușesc să implementez un joc cât mai bun, un joc care să încânte lumea și să atragă lumea și suporterii la sală, să fac un nucleu puternic care, pe termen lung, să poată avea un cuvânt de spus. Și de ce nu să ne propunem obiectivele mult mai îndrăznețe și acelea de a ne clasifica pe primele locuri din Liga Națională. Care este filozofia ta de a fi antrenor? Cum crezi că ar trebui să arate handbalul ideal? Da, filozofia probabil o să mă
mă consolidez abia după ce voi trece prin anumite etape și voi acumula mai multă experiență. Sunt un debutant, îmi asum acest lucru, dar ideile pe care le am, în primul rând, mă inspiră din cariera de jucător. Momentele cele mai bune prin care am trecut, de acolo trebuie să mă inspir, felul cum mă pregăteam, ce anume pregăteam, ce anume făceam să fiu în cea mai bună formă sportivă și, bineînțeles, lucrurile pe care le consider cele mai bune, făcute împreună cu antrenorii pe care am avut la echipele unde am evoluat. Ce crezi că urmează pentru tine și pentru cele mai mătușani? Urmează o perioadă foarte grea. În primul rând, suntem în perioada pregătitoare de acomodări fizice. Avem deja 2 săptămâni de când ne-am acomodat la efort. Ținând cont că avem un component în mulți jucători, tineri de mare perspectivă. În primul rând, trebuie să le punem bazele, să le îmbunătățim calitățile fizice. După care, după ce vom intra în sală, la antrenamentele specifice, vom lucra mult pentru consolidarea relațiilor de joc. O să participăm la turnee de pregătire și acolo vom face evaluări și în funcție de nivelul pe care îl vom arăta în acele meciuri, ne vom da seama unde trebuie să lucrăm mai mult. Până atunci, antrenamentele noastre se desfășoară doar afară, în aer liber, nici nu ne permite deocamdată ministerul să ne antrenăm cu toții în cadrul organizat în sală, dar probabil în perioada următoare vom avea această posibilitate. Ai un idol în lumea asta antrenorilor? Sau o persoană pe care te ghidezi, care te inspiră? Aș putea spune, în primul rând, antrenorul pe care l-am avut la nivel de juniori. Era un tip, este un tip perseverent, un tip care lucrează foarte mult cu jucătorul, mental, individual și, bineînțeles, pregătirea fizică era una foarte riguroasă. Țin legătura cu el, probabil o să-i cer și un desfaturi și ajutorul atunci când o să am nevoie, dar un antrenor foarte bun pe care l-am avut la nivel de senior a fost profesorul Vahean Omer, de la care am învățat foarte mult. M-a ajutat foarte mult și am văzut la el un model de a avea o echipă puternică, o echipă care poate să se bată cu orice adversar din prima ligă. Ai foarte mulți elevi tine, poți să-i numesc elevi tăi în momentul de față. Așa e. Care este, cel mai important sfat pe care poți oferi în momentul de față unui tânăr care vrea să facă handball sau care vrea să devină un sportiv de performanță? Ei sunt într-o perioadă tranzitorie, deoarece fac pasul de la junior la senior. Acești 2-3 ani e o perioadă în care ei trebuie să confirme, trebuie să-și îmbunătățească pregătirea fizică, trebuie să joace, în primul rând, să caute o echipă unde se evolueze, să nu aleagă contracte pe bani frumoși și să stea rezerve, deoarece vor pierde pe parcurs. Cel mai important la această vârstă e să joace, să acumuleze experiență, să-și facă un nume, după care vor avea timp să câștige și bani. Ce îi transmiți lui Florin din viitor? Acum la început de carieră, transmiteți un mesaj pentru, peste 10, 15, 20 de ani. Să rămân la fel, nu se schimbe. Și îi urez succes. Care crezi că e
nu știu, cel mai important lucru pe care l-ai învățat din handball în viața personală, ca să spun așa? Probabil sunt, sunt mai multe lucruri și sigur sunt, dar m-a învățat să apreciez foarte multe lucruri, să apreciez lucrurile simple, pentru că nu te întâlnești foarte des cu momente care să-ți oferă satisfacții foarte mari în viață, pentru că timpul se scurge foarte, foarte repede în viața unui sportiv. Pot spune că mi-a oferit șansa să cunosc oameni deosebiți, să leg relații de prietenie cu ei și pot spune că handball e un mod de viață, cel puțin pentru persoane. În încheiere, nu știu, hai să le lăsăm un mesaj celor ce s-au uitat la acest documentar despre tine, la acest interviu. Într-un fel ești pe final de carieră, în alt fel ești pe începutul unui nou drum și ai întâlnit foarte multe persoane de-a lungul timpului în handball, care te-au ajutat foarte mult. Te rog să le transmiți o mulțumire, o salutare tuturor celor care te-au ajutat să fii omul de astăzi. Un mare mulțumesc, aș vrea să le transmit antrenorilor, celor care m-au format, cei cu care am colaborat și au avut răbdare cu mine. M-au învățat foarte multe lucruri și, bineînțeles, colegilor, cei care mai joacă, le doresc multă baftă în continuare și ce pot să le spun e doar că ne vom revedea.